Refugiu și putere. O rubrică de Harold J. Sala. Biblia spune să-ți iubești soția ca pe propriul trup. În Efeseni capitolul 5 scrie: De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Nu contează cât de des ai citit Biblia, există mereu aspecte noi care îți sar în ochi dintre paginile ei. Și atunci te gândești, mă mir, cum de nu am observat acest aspect până acum? Exact acest lucru mi s-a întâmplat săptămâna trecută, în timp ce reflectam la ceea ce a scris apostolul Pavel despre modul în care soțul trebuie să-și trateze soția, spune Harold J. Sala. Pavel spune că soții ar trebui să-și iubească soțiile ca și Hristos biserica, Apoi Pavel face o afirmație derutantă. El spune: Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. În acest punct, lucrurile devin foarte interesante. Dar Pavel nu vorbește despre iubirea de sine. El vorbește despre relația profundă dintre soț și soție, care devin un singur trup. Aceasta fiind cea mai strânsă relație umană posibilă, când două trupuri și două suflete încetează, spre propria împlinire, să mai fie entități independente și egoiste. Este o unire a trupului, sufletului și duhului, ceva ce nu se întâmplă prin simplul fapt al unirii trupești. Apoi apostolul Pavel spune că un bărbat, iubindu-se pe sine, își va iubi soția și de aici rezultă două lucruri. Un bărbat care se iubește pe sine, spune Pavel, își hrănește și își îngrijește cu drag trupul. Ambele cuvinte sunt folosite de două ori în versiunea greacă a Noului Testament. Cuvântul a hrăni este mult mai mult decât doar a da hrană. Semnificația lui include ideea de a purta de grijă cuiva, este același cuvânt pe care Pavel l-a folosit în câteva propoziții în scrisoarea în care vorbea despre tații care își cresc copiii în învățătura și mustrarea Domnului. Cuvântul îngrijește este folosit a doua oară în Noul Testament, în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, unde se referă la o doică sau o mamă care îl îngrijește sau îl iubește pe copilașul ei, alintându-l și purtându-i de grijă cu duioșie. Pavel spune că așa trebuie să se poarte soții cu soțiile lor. Bărbații adevărați sunt sensibili și le pasă. Nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, spune Herol J. Sala. Citește singur Biblia. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos.